Sfânta noastră Biserică Ortodoxă prăznuiește astăzi pogorârea Duhului Sfânt. Venirea în chip de lini de foc a Duhului Sfânt peste Sfinții Ucenici, care erau adunați cu ușile încuiate în același loc, unde serbaseră Paștele cu învățătorul lor. Acolo, în acea sală minunată, se aflau ucenicii, Fecioara Maria, mama lui Iisus, celelalte sfinte femei și acum stăruiau cu toții în rugăciuni, cântări sfinte în psalmele lui David. Deodată, fără de veste, s-a făcut sunet din cer, ca de o suflare de vânt, ce vine repede și au umplut toată casa unde ședeau. În același timp, ei văzuseră în aer, apropiindu-se peste fiecare dintre ei, limbi de foc. Aceste limbi de foc le-au făcut să înceapă a vorbi în alte limbi, precum le dădea Duhul Sfânt a grăit. Repeziciunea sunetului aceluia a făcut să alerge în grabă la acea casă un mare număr de iudei din toate țările care se găseau adunați în acest timp în Ierusalim pentru sărbătoarea Cinzecimii. S-au adunat acolo din Persia, din Iudeia, din Frigia, din Grecia, din Egipt, Libia, Roma, dintre toate neamurile ce se aflau pe pământ. Toți s-au spământat și s-au mirat auzindu-i pe apostol vorbind cu mare înlesnire în toate limbile lor, așa de diferite. Ziua când s-a săvârșit această minune era ziua Duminicii, a 10-a zi de la Înălțarea Mântuitorului și a 50-a de la Paști. În această zi evreii serbau și ei sărbătoarea legii Decalogului, adică ziua când Dumnezeu i-a dat tablele legii lui Moise pe muntele Sinai. În aceeași zi, Sfântul Duh se coboară peste ucenici să întărească legea nouă, legea Harului, a iubirii, care pune în sfârșit legii vechi. Zi de bucurie, de recunoștință, de iubire pentru toată creștinătatea este ziua Cinzecimii, frați și surori. Iată, dar pentru ce trebuie să cunoaștem însemnătatea acestei mari sărbători și să o cinstim cu vrednicie, pentru a putea și noi să ne împărtășim de luminile Sfântului Duh ce s-au pogorât atunci peste Sfinții Apostoli. Până la această sărbătoare a pogorârii Sfântului Duh, apostolii aceștia erau plini de scăderi, de slăbiciuni greoi la înțelegere zăbavnici în credință, nesimțitori preocupați de gânduri de mărire pământească. După cum ne spune și Sfintele Evangheliei, iată că ei nu prea l-au înțeles pe învățătorul lor în vremea celor 3 ani și jumătate de pregătire. Dovada cea mai bună că nu l-au înțeles este faptul că atunci când Iisus a fost prins de soldați să fie judecat și ucis, ei, ucenicii, l-au părăsit, au fugit, s-au ascuns înfricoșați. Doar 2 dintre ei au avut curajul să meargă după învățătorul lor până la curtea arhiereului, Petru și Ioan. Dar până la urmă și Petru s-a lepădat de Domnul de frica unei slujnice. Sfântul Duh le insuflă un curaj contra tuturor ispitelor și o putere cu totul divină. Orașe întregi se unesc împotriva lor, războaie sângeroase, animale sălbatice, sabia focului amenință însă, toate sunt zadarnice. Ei nu se înspăimântă, fără arme se luptă cu legiuni întregi. Oameni fără nicio învățătură îndrăznesc
și se măsoară cu o mulțime de oratori, filozofi, biruindu-i cu învățătura lui Hristos, întemeind creștinismul în lumea întreagă. Ceea ce este mângâitor pentru noi și ceea ce trebuie să ne rămână în minte în această sărbătoare viscădincioși, este că Sfântul Duh se coboară în fiecare zi în sufletele noastre. Pentru a le da viața de Sfinții prin Harul Său, pentru a ne feri de atâtea curse întinse pretutindeni din partea rătăcirii și a minciunii. El împlăcărează inimi, El ne întărește, El cel care ne face să-L căutăm pe Dumnezeu, El ne părățește zelul și curajul suferinței. De la El vine mila, mângâierea și binefacerea. Deci acesta este Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfântă Treime într-o ființă nedespățită, Tatăl este numit Creatorul, Fiul se numește Mântuitorul, că Cel ne-a mântuit și Duhul Sfânt Mângâietorul, Sfințitorul. Acesta este Dumnezeul nostru, căruia trebuie să ne închinăm și să-i aducem cinste, să-L slăbim, să-L adorăm, să-I aducem jertfe. Să ne jertfim pe noi înșine cu toată ființa noastră, a sufletului, a trupului, pentru că îi suntem datori mai presus de orice ființe cerești și pământești. Din pricina răscumpărării a scumpului sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, oricât am face noi de mult, chiar viața de ne-am dat-o pentru mărturisirea numelui Său, tot nu este mult, pentru că mai întâi El și-a dat viața pentru noi și niciodată nu putem să-I răsplătim așa cum se cuvine. Păcatele îndreptate împotriva Duhului Sfânt sunt cele mai grele, căci a zis Domnul Hristos: orice păcat, orice hulă, se vor ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt, care sunt în jurăturile de cele sfinte, nu se va ierta nici în veac de acum, nici în tot ce va să fie. Aceste păcate împotriva Duhului Sfânt sunt nepăsarea față de Dumnezeu, de Dumnezeu cel slăvit prin Sfintele Sfânta Trăime, necredința cu ură împotriva lui Dumnezeu, desnădejdea, iată, un mare păcat este desnădejdea în mare milostivire a lui Dumnezeu, dar și încredere prea mare în bunătatea lui Dumnezeu când Domnul face fel de fel de păcate, fără contenire, fără să se împotrivească păcatului și diavolului, crezând mereu că le iartă Dumnezeu, că e bun. Fără pocăință, fără îndreptare, acela păcătuiește împotriva Duhului Sfânt. Și într-o bună zi îl aruncă Dumnezeu și nu mai poate să facă nimic pentru sufletul lui. Păcatul împotriva Duhului Sfânt îl săvârșește acei vulitori care zic despre Domnul Hristos că a fost înșelător și că minunile lui nu au fost de la Dumnezeu, ci de la cel rău. Păcatul împotriva Duhului Sfânt îl săvârșesc toți necredincioși, toți rătăciții de astăzi care sunt sectanții. Sectanții, sectele hulitorii, au devenit și devin a Duhului Sfânt. Pentru că propovăduiesc greșit, mai ales că s-au lepădat de Sfânta Biserică Mamă Ortodoxă, de sfințenia ei. Unde este Harul Duhului Sfânt și unde se lucrează și se sfințesc toate? Diavolul caută pe toate căile să-i facă pe oameni nesimțitori la porunca lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu. Să nu ia seamă și să părăsească păcatele ca să îndrepte grija aceasta o are diavolul. Să nu-L lase pe om să se poată îndrepta, să poată veni la calea la adevărului. Pe alții împinge necuratul în păcatul desnădejdii și se sinucid
foarte multe cazuri avem în timpurile noastre. Se otrăvesc, se spânzură, se aruncă în fața trenului. La sinucidere trupească, dar sufletească, cei care se aruncă în brațele sectanților de astăzi, sunt mai deprânzi decât cei ce se aruncă înaintea trenului. Cei care se iau după toți mincinoșii, huritorii, care umblă după bani, să nu le câștige sufletul, ci să le câștige banii, sectanții și o seamă de proroci mincinoși, care au devenit azi sectele ca burenile pe fața Pământului, sunt mai deprânzi decât cei care se spânzură. Acești fără credință în Dumnezeu, care culesc numele Sfânt al lui Dumnezeu, pe Maica Domnului, crucea, preoția cele sfinte, harul. Domnul nostru Iisus Hristos a rânduit ca Sfânta Biserică să fie condusă mai departe de Duhul Sfânt în chip nevăzut prin episcop, preoți și diaconi. Aceștia au primit Duhul Sfânt prin taina hierotoniei și numai aceștia au dreptul să conducă corabia putitoare Biserica lui Hristos. Ei au dreptul să vorbească, să propovăduiască, să slujească Sfintele Taine, să ajute pe credincioși pe calea mântuirii, nu oricine. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel, luați aminte de voi înșivă și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcop, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Căci eu știu că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma și vor căuta să-i atragă pe ucenici de partea lor. Și așa și fost. Căci în multe rânduri diavolul trimitea oameni vicleni după ce pleca Sfântul Apostol Pavel dintre ei. Să-i învețe pe credincioși fel de fel de rătăcini, mai ales acești lupi, îl vorbea de rău pe Sfântul Apostol Pavel în fața credincioșului ca să nu mai aibă încredere în el și în învățăturile lui. Poate ne întrebăm, de ce Dumnezeu îngăduie așa? Iată de ce. Tot pentru mintea slavă, tot pentru mintea care se clatină a unora, că nu țin drept drumul, nu au încredere în adevăratul apostol, ucenic, care îl vrea binele și mântuirea. Totdeauna s-au găsit oameni vicleni, care au umblat nu să le câștige sufletul oamenilor pentru Împărăția lui Dumnezeu. Cei care au umblat după interesele lor pământești. Adică bani. Asta este lăcomia fiecărui, care îi dă diavolul această lăcomie, un păcat strigător la cer. Slavă de șar! Avem și noi astăzi destui înșelători care umblă după acestea. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe credincioși și atunci, dar și pe noi, cu cuvintele acestea, îmbrăcați-vă cu toate armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva unei întâlniri diavolului, împotriva duhurilor răutății, ca să puteți sta împotriva ziua cea rea și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Să stați tari, având mijlocul vostru încins, cu adevărul, îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia Păcii. În toate să luați pe bază credință, cu care veți putea să învingeți toate săgețile arzătoare a viclianului diavolului. Luați coiful mântuirii, sabia Duhului Sfânt, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce fel de arme trebuie să aibă creștinul adevărat. Sabia Duhului Sfânt, sabia Cuvântului Dumnezeu, pentru aceasta a zis Mântuitorul, cel ce n-are sabie să-și vândă haina, să-și cumpă. Atâta este de trebuincioasă această sabie, pentru că numai cu ea putem lupta împotriva păcatelor, a Duhului curat. Fericii de cei ce-l omoară pe omul vechi cu sabia Duhului. Fiecare avem omul acesta vechi, dar care întotdeauna caută
cerere, ferici de cei care au tăiat cu ea și pe alții și a vindecat, adică păcatele. Iubiți credincioși, să nu stăm îmbrăcați ca de paradă, în cinci cu sabia mai de fală, să punem mâna să mântuim, să mânuim cu multă îndemnare sabia, care este Cuvântul lui Dumnezeu, ca să fim și noi vrednici luptători ai Împăratului Slavă al lui Iisus Hristos și la vremea potrivită ne va încuruna pe noi cu succesele biruinței Domnul Dumnezeu milostiv. Doamne Dumnezeu nostru, primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și zidește noi inimi curate, inimi supuse voinții Tale, legii Tale, primite Duhul Tău să ne învețe, să facem numai ceea ce este bine și plăcut înaintea Ta. Duhul adevărului, Duhul Sfințenie, să ne povățuiască pe calea fericirii cele veșnice, ca să fim și noi cu Tine în vecii vecilor. Amin.